Eurovision 2022 se încheie cu un scandal, după ce trupa Kalush Orchestra din Ucraina a câștigat concursul. EBU, organizatorul evenimentului, anunță că nu a luat în calcul notele date de jurile din 6 țări, printre care și România. Mai multe detalii îți aduce Alex Angel, editor al F News. Te salut, Alex. De ce nu au fost luate în considerare voturile celor 6 țări și care este explicația? Salut, măi, în primul rând vreau să mă plâng că eu am fost pedepsitul de serviciu să urmăresc azi noapte acest spectacol, acest simulacru de spectacol numit Eurovision. A fost prima dată în viața mea când am văzut o ediție cap-coadă ca să pot să vorbesc azi cu tine despre asta, dar uite că nu mi-a părut rău, a meritat efortul, am mirosit, să zic așa, scandalul de aseară. Nu înțeleg deloc ipocrizia organizatorilor vis-a-vis de voturile care au venit din cele 6 țări și care au dus la excluderea respectivelor jurii din punctajul final. Au mirosit ei, vezi, doamne, că n-au fost voturile date pe merit, ci pe prietenie, de parcă nu știm cu toții că așa se votează la Eurovision de când lumea. Dai voturi vecinilor, dai voturi țărilor prietene, s-au trezit acum să semnaleze acest obicei, dar l-au semnalat doar acolo unde n-a ieșit la vot ce ar fi trebuit. Obicei care, apropo, a continuat chiar aseară. Am văzut că a fost practicat de alte țări fără probleme. Cipru a dat 12 puncte către Grecia, Grecia a dat 12 puncte către Cipru și așa mai departe. Chiar vor organizatorii să vorbim despre voturi pe bune? Hai să vorbim atunci despre cum n-a luat Germania niciun punct aseară, că au simțit probabil nevoia să-i penalizeze pe germani pentru felul în care au tratat politicienii de acolo, situația din Ucraina la începutul războiului, da? Așa că i-au pedepsit cu 0 puncte, când nu era cazul. Piesa Germaniei n-a fost cu siguranță cea mai proastă din concurs ca să termine pe ultimul loc. În același fel i-au pedepsit și pe britanii cele trecute după Brexit imediat, tot cu 0 puncte, și acum își permit să vorbească despre voturi suspecte. E absolut penibil, da? Cum penibil a fost și felul în care au tratat situația în direct, aceste televiziuni care organizează Eurovisionul, aceste televiziuni pe vechi, pe stil vechi, unde totul e scris dinainte, la virgulă așa, unde orice urmă de inițiativă, de creativitate, sperie imediat. În momentul în care au ajuns prezentatorii la astea 6 țări, despre care abia ulterior am aflat că au fost penalizate, n-au comunicat în direct că e o eroare de conexiune, că nu se poate stabili conexiune, așa că ne va comunica punctajul președintele comisiei, ca nu cumva să aflăm adevăratul punctaj, da? Nu știu, țara care, apropo, țările astea șase, apropo, plătesc taxe pentru participare. Sunt câteva zeci de mii de euro acolo, spre sute, date de televiziune din țările respective. Păi de ce mă mai chem dacă îmi controlez votul, dacă nu mă las să am și eu o părere, dacă oricum câștigă cine trebuie să câștige? Și iată cum Eurovision, în loc să evolueze, se adâncește și mai tare în această mizerie, da? Votul, în loc să devină mai clar, mai liber, devine și mai suspect. Alex, tu ai fost mulți ani om de radio. Sunt foarte curios, din punctul tău de vedere, cine merita marele premiu? Nu o să zic că nu merita piesa Ucrainei, chiar dacă nu e neapărat pe gustul meu. E o piesă pentru Eurovision, nu știu dacă chiar de primul loc. Piesa Marii Britanii, piesa lui Sam Ryder, Spaceman, a fost foarte, foarte bună. Am văzut că a fost și foarte apreciată atât de jurii cât și de public. Suedia a avut o piesă foarte bună, Elveția, au fost și piese absolut penibile, oribile, pe care n-am înțeles de ce le-au puntat și jurile și publicul, cum ar fi piesa Serbiei, piesa Franței, mă rog, a terminat pe ultimul loc. Probabil aș fi votat cu Marea Britanie, Ucraina și Suedia, asta ar fi fost top 3 și merită felicita și vecinii noștri moldovenii de la Vlob și Zdub cu trenulețul lor. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru informații.